În perioada comunistă, peste 40.000 de lăcașuri de cult au fost demolate sau mutate de pe amplasamentul original. Pe locul în care acum se află Palatul Parlamentului, se aflau 5 biserici. Au fost demolate pe vremea lui Ceaușescu. Pe 19 iunie 1987, Biserica Sfânta Vineri a fost rasă de pe fața pământului, chiar într-o zi de vineri, sub pretextul sistematizării Bucureștiului. Pe locul bisericii s-a construit blocul 105B. În iunie 1987 s-a primit o hârtie de la primărie în care se cerea bisericii să cedeze 1450 de metri pătrați de jur împrejur pentru construcția unui bloc. Pe 9 iunie 1987 au sosit 3 delegații ai primăriei, conduși de vicele Dumitru Necșoiu, un comunist fără inimă, care l-a amenințat pe preotul paroh că varianta cu construcția blocului e cea mai bună soluție. Pe 13 iunie, pe la ora 14:15, a sosit și Elena Ceaușescu. Însoțitoarea îi tot arăta câte ceva cu mâna. I s-a explicat de către Dincă că se va pune un bloc în față. Actele pregătitoare erau făcute deja și toată lumea se aștepta să vină să-și pună blocul în față, iar biserica să rămână pe locul respectiv. Elena Ceaușescu a privit puțin și a spus lui Dincă: "Jos, porcăria!" Părintele Gelu Bogdan spune: "Am fost martor și am auzit cu urechile mele. Atunci mi-am dat seama că totul e pierdut. Nu pot să uit. A fost cel mai trist moment al vieții mele ca preot și duhovnic, dar și din viața comunității ortodoxe din București, după ce, în prealabil, se ajunsese la concluzia că se va face un bloc în față ca să nu se distrugă ctitoria lui Maitei Basarab." Când militarii și cei de la Icral au aflat că se demolează și biserica, nu doar casa parohială, au fugit de pe teren. Nu au mai vrut să participe la lucrări. Pentru continuarea lucrărilor au fost aduși deținuți, iar lăcașul de cult a fost pus la pământ în 2 zile. "A fost de un vandalism extraordinar," spune părintele, care reușise să salveze multe din bunurile de preț ale bisericii pe care le-a dus atunci la alte lăcașuri de cult. Dar securitatea a luat toate actele de proprietate ale bisericii. Peste 3.000 de credincioși au sfidat atunci securitatea și miliția. Pe locul fostei biserici a apărut peste noapte un covor de 10.000 de lumânări. Securiștii n-au avut curajul să-i oprească," spune părintele Gelu Bogdan.